În premieră, ceremonia de deschidere a Jocurilor Olimpice de la Paris va avea loc în aer liber, pe malurile Senei, și nu în interiorul unui stadion, așa cum s-a întâmplat la edițiile anterioare. Dacă măsurile de securitate o vor impune, atunci există un plan B, chiar și un plan C, spune președintele Emmanuel Macron. Ceremonia de deschidere ar putea fi mutată. On a une cérémonie qu'on prépare qui serait limitée au Trocadéro, par exemple. Et donc, on ne ferait pas toute la scène si on se dit, si l'analyse permettait de... S'il faut restreindre le lieu. Exactement. Voir... qui rapatrierait dans le Stade de France. Din motive de securitate, numărul de spectatori care vor asista la deschidere a fost redus de la aproximativ 600.000 anunțați inițial la aproape jumătate. Franța a ridicat nivelul de alertă după atentatul de la centrul comercial din apropierea Moscovei la cel mai înalt nivel, cel de urgență atentat.